Salutare tuturor iubitorilor de violete! În micul meu filmuleț vreau să arăt cum eu plantez o plantă pe fitil. Pentru fitil avem nevoie un fir de ață care conține mai mult sintetică, ca el să absoarbă mai bine apa. Deci iau ghiveciu. Violetele iubesc ghiveciu foarte mic. Vâr fitilul pe o gaură și îl scot din afară. Este neapărat să lăsăm o jumătate din fitil afară, afara ghiveciului. Violetele iubesc pământul cât mai puhav. Folosesc de mulți ani doar o marcă de pământ. În el mai adaug perlit și vermiculit. El ajută la umiditate pentru a face pământul mai puhav, pentru a crește planta frumos. Puiul este destul de frumos, deja de schimbat în ghiveci. Este format tot cu rădăcină. Îl scoatem atent din păhăruț și începem a planta. Punem o jumătate de ghiveci, punem fitilul, așa, pe împrejur. Și el e puțin mai înalt. Am să iau o bucată. Așa. Atent, punem pământ. Ne stăruim să nu dăm în mijloc plantei. Nu este nimic complicat. Nu batem pământul, îl punem cât mai atent. Este gata. Înainte de a-l pune pe apă, trebuie neapărat depus pentru a-și trage puțină apă fitilul, pentru a se uda. După câteva minute și-a tras apa, turnăm apa în pahar. Eu folosesc așa stăcane. Și a tras apa câteva minute și o punem pe apă. Trebuie neapărat de lăsat puțin loc de la ghiveci până la apă. Aer pentru a crește planta frumos. O verific când se termină apa. Vreau să vă arăt și rezultatul. După 3 luni de zile, violeta începe să mă bucure cu floricele. Tot 3 luni în urmă am plantat-o ca și în filmuleț, cum am arătat. Deci, nu e nimic greu. Vă mulțumesc pentru vizionare și succese!